Bună ziua, dragi prieteni! Vom vorbi de FC Dinamo București, echipa lui Negoiță, transferurile care le face Ionel Dănciulescu și Florin Bratu, despre problemele și scouting-ul ineficient al acestui club, al tuturor cluburilor din România, pentru acest aspect a transferurilor de jucători, a urmăririi a unui scouting eficient. A ce înseamnă cuvântul scouting? Dinamo a transferat până acum Axinte, atacant de la Botoșani, dat afară, și au revenit jucătorii Ciobotariul, Dima, Nițulescu și Sorescu de la echipa suporterilor din Timișoara. Se aude tratative cu unii jucători, s-a pierdut unii jucători care trebuiau aduși. Întrebarea mea pentru Dinamo. Băi, vă sunteți stâmpiți? Habar n-aveți să faceți transferul de jucători? De ce nu transferați jucători ca Hăruț, Artean, Politimișoara, Deaconu, Albu, Bumba, Concordia Chiașna, Medliop, Ripensia Timișoara, atacant central, Rondon, Gazmeta Mediaș, atacant central, cu o mobilitate crescută, ideal pentru sistemul practicat de Florin Bratu 4-3-3. De ce? Pentru că consider că deja Dinamo linia de atac benzile le are Persici cu Robert Moldovan și dacă Roloni era fi înfipt acolo în față ca atacant central cu mobilitate crescută putea face foarte ușor schimb de locuri între cei trei. Pe linia de mijloc, Dinamo are Malangu, are Nistor, Dudea, care poate evolua acolo, Grigore, un tânăr care a fost folosit și fundaș stânga. A fost ratat jucătorul celor de la Juventus București, Ștefan, fundaș stânga, care poate juca și mijlocaș central stânga. Din păcate, pentru Dinamo. Multe, multe greșeli administrative. Îmi scuze. Vreau să știu părerea voastră despre transferurile făcute de Dinamo și despre gândirea ce facem acum, nu ce facem peste 12-18 luni. Dacă se lua acei jucători, Dinamo avea cash flow, avea pe ce se baza în viitor pentru a vinde. În acest moment, Dinamo, cele mai de prețuri bijuterii din cadrul clubului sunt Robert Moldovan, Ciobotariu, Dima, Grigore și cam atât. Din păcate, poate fi Sorescu pe viitor, dar cu gândirea care o are Dinamo, au mari probleme la postul de atacant central, postul de fundaș dreapt și un mijlocaș central. Cam asta lipsește FC Dinamo București. Vreau să știu părerea voastră. Vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare, la revedere!